Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit aici la Hunedoara 1 TV. Cu puțină întârziere, avem și un motiv pentru care am intrat puțin mai târziu. O emisiune dedicată celor mai frumoși, spun eu, cele mai frumoase ființe, necuvântătorii, pentru că ei sunt diferiți față de noi. Auziți un sunet, se aude ceva. Știți deja că am spus în promo de ieri că astăzi e o emisiune dedicată lui Lăbuș. Acum, Lăbuș e Lăbuș, e mare, îl cheamă Piu, am înțeles. Bună dimineața invitaților mei. Mihai Adam aici lângă mine și lângă el Dacian Ciodaru. Bună dimineața și mulțumim pentru invitație și scuze de întârziere. Vina de fapt este a mea, nici de cum a lui Mihai sau nici a lui Piu. Așa că încă o dată îmi cer scuze. Motivul spunem după emisiune. Nu ciodată, îl putem spune și în timpul emisiunii, dragii mei. Din lipsă de comunicare, îmi place de Dacian că și-a asumat din prima vina. Nu e neapărat vina lui, e o vina noastră a tuturor că n-am comunicat destul de clar. Și după cum vedeți, ei au ajuns la sediu vechi, unde era înainte Hunedoara 1 TV. Între timp ne-am vorbit la telefon și am realizat că de fapt trebuia să ajungă la IPH, pentru că noi emitem, dragii mei, de aici, din sufletul municipiului Deva, de la IPH. Și bineînțeles, cel mai frumos invitat al meu din această dimineață, Piu, e de-a dreptul, se comportă de-a dreptul mirific, ținând cont de faptul că a fost adus așa pe repede înainte, așa, atât, ați văzut, asta înseamnă să fii hotărât, dragii mei, place. Imediat se rezolvă problema și cu apa. Așa. Și vinovat repede sunt tot eu, pentru că l-am adus pe repede înainte, în sensul că am intrat la fostul sediu și a fost și o fază foarte haioasă. Am ajuns acolo, cei de la pază ne-a spus, n-aveți ce căuta cu căței. Și eu am și răspuns la momentul respectiv, așa în România, cu precădere în Deva. Da. N-avem voie în instituție să intrăm cu căței. Cu căței. Mi-am cerut scuzele dumnealui și am spus, totuși trebuie să ajung la emisiune. Știu că au mai fost emisiuni în care au fost invitați și căței și aș vrea să ajungem acolo. Și a spus, nu puteți intra, zic, de data asta îmi cer scuze, puteți să ne dați amendă, urc și când cobor o pădesc, nu e o problemă. Da. Am urcat până la etajul 4, înțeles? După care am constatat că nu este acolo. Așa. Și când te-am sunat, de fapt nu mai sunat, de ce nu mai ajung? Da. Și zic că, între timp vine și domnul de la pază, zice, domnule, dar în clădirea asta nu mai este sediu, până doar la un TV. Aoleu, zic, hai să mergem înapoi acum. Și așa am venit repede la IPH. De-aia Piu n-a avut timp să adapteze, de-aia n-am avut timp să-i dăm apă. Dar se comportă într-un fel foarte prietenos, asta e interesant, el e foarte mare. Hai să ne spui ce... Deci eu Piu, numele lui e un pic mai lung, dar pe scurt îl cheamă Black Piu. Așa. Are numele acestea de Piu, așa, de la puiu din românește. În sensul că atunci când a apărut în familia noastră, fiul meu n-a putut să-i zică puiu. Și a zis Piu. Și i-a rămas numele de Piu. Este un puiuț de un an și o lună, de presa Canario, cu pedigree, normal fiind Mihai aici, atestăzi acest lucru. Nu a participat în competiția de la Hunedoara, a participat doar în competiția de la Sebeș de anul trecut. A intrat la categoria de papi. Pe mine m-a interesat foarte mult să se încadreze în rasă și în standard. Am văzut la momentul respectiv că se cadrează în rasă și standard și am fost sigur că voi putea merge cu el mai departe. Asta neschimbând dragostea față de el și dragostea lui față de noi, chiar dacă nu se încadra, că nu are relevanță chestia asta. Dar, în trecut, înainte de a avea pe Black Piu, am avut un cane corso și am avut o remușcare, în sensul că nu am participat cu el la competiții, era un exemplar foarte frumos, certificat și de lăsarea asta specific românească. Ce merg eu la concursuri de frumusețe canină? Ce trebuie că l-am acasă, îl văd în fiecare zi? Ei, s-a întâmplat un neprevăzut, un lucru foarte greu de digerat pentru noi, în sensul că la o vârstă fragedă, de 6 ani și 2 luni, am depistat un cancer limfatic. Și în
timp de 10 zile a dispărut din familia noastră. Și atunci am luat decizia că trebuie să ne bucurăm de ei la în fiecare moment, în fiecare clipă și să le dăm tot ce au nevoie, în sensul că inclusiv participarea la competiții de frumusețe, nu neapărat de a arăta cât e de frumos, ci de a scoate în evidență că acești căței, deși sunt de talie mare și sunt considerați pe nedrept de multe ori agresivi, trebuie să arătăm că nu sunt agresivi, sunt chiar docili și sunt, dacă îi se dă dragoste și iubire în familie, cu siguranță răspunsul lui va fi același. Și asta trebuie să fie contribuția proprietarului, adică să-l socializeze, să-l scoată, să-l plimbe, să interacționeze cu alți căței, cu alți oameni. Și atunci totul va fi ok, nu vor fi probleme de comportament, de socializare. Deci el chiar se comportă ca un puiuț, e de-a dreptul jucăuș, e minunat, să spunem așa. Avem aici expertul, acum noi dăm din casă, emisiunea e total diferită, mai avem un membru al familiei aici, în spatele camerelor de luat vederi, e soția lui Dacian, o salutăm, bună dimineața, Alexandra, măcar să ți se audă vocea, dacă nu ți se vede și chipul. El, se vede pe el că e foarte docil, un copil, să fim serioși, adus într-un mediu străin, ar fi fost probabil mai Mai năzdrăvan, astea-s cuvintele. Și nu întâmplător vrem să arătăm celor de acasă, dragii mei, că cei fără grai, cum le spun eu, pentru că ei nu pot vorbi, dar e singurul lucru pe care nu-l pot face, nu pot să ne spună prin viu grai ceea ce simt. Eu am fost sâmbătă alături de voi la stadion, a fost de-a dreptul o încărcătură emoțională deosebită, pentru că atâta energie pozitivă cât am simțit acolo, sufletele lor atât de curate și atât de și-au rezistat eroic acolo, pentru că a fost foarte cald, neașteptat de cald și presupun că lor nu le place căldura prea mult. Li s-a spus tot timpul ce să facă, au trebuit să asculte de cei care noi numim stăpâni. Aici e o poveste și vreau să spun, noi oamenii spunem că suntem stăpânii animalelor. Eu cred că e invers, animalul de cele mai de cele mai multe ori așa se întâmplă. Noi vrem să fim superiori lor, dar totuși le cădem undeva sub papucul lor. Adică ei reușesc întotdeauna să ne conducă într-un fel sau altul. E un lucru minunat, să știți, că de multe ori îți dai seama doar după aceea, după ce te-a fermecat, te-a convins, te-a direcționat într-o oarecare măsură. Și știți spre ce? Înspre bine. Întotdeauna spre bine. Da, pentru că știm că deja prietenul nostru, Amigo, a fost și el aici cu șuier. Știm deja că câinii sunt folosiți la tot felul de terapii, sunt salvatori de vieți. L-am avut pe Dânșorian cu așa, și el iubitor de animale. Dragii mei, nu mă pot da crescătoare de animale, mai ales de câini, dar în trecutul meu, cei care mă cunosc, îi salut pe vecinii mei de la Orășteara de Jos, ei știu, da, era cam așa, nu? Cam așa. Nu, mi-e dor de conviețuirea cu un animal. Mihai Adam, nu spun eu, îl las să spună, să nu greșesc. Președintele unei asociații. Asociația Chinologică a Câinilor de Rasă a Județului Hunedoara. A Județului Hunedoara. Membra Asociației Chinologice Române și a Federației Chinologice Internaționale. Deci Asociația Chinologică Română este singurul ONG, că de fapt suntem un ONG recunoscut de statul român, care are calitatea în a administra, să spun în ghilimele, administra fondul chinologic din România. Suntem, câți căței aveți acasă? Acasă, ca să zic așa, căței, că căței, să nu zicem... Cinci. Numai cinci. Da. Am un cocker, am un Yorkie, avem trei ciupănești germani,
Cum se facă ciobăneștii germani cu cocărul și cu... Adevărul că se împacă... Nu am probleme cu ei, dar având talia, având în vedere că ciocănesc cu germani o talie mai mare, când începe joaca, trebuie să ne ferim toți de ce se întâmplă în curte acolo la mine. Și așa de multe ori prefer să îi las pe rând sau pe perechi, ca să zic eu așa. Nu de altceva, dar s-ar putea să mă trezesc eu cu un picior rupt sau din atâta fugă sau alergare. Cocărul cel puțin este un câine de vânătoare și atunci are nevoie de multă mișcare și multă alergătură și el e cel care pornește tura în curte și atunci vă dați seama ce e acolo. De unde pasiunea pentru a crește căței? Cred că de vreo 40 de ani în urmă, în anii 1985, cred că, am primit voie să primesc, să iau un ciobănesc german, un câine lup, cum se spune. Am primit voie de la cine? De la părinții. Oh, ce frumos. Pentru că am un examen de treaptă la liceu și atunci zice, da, dacă ai luat o notă așa de mare, îți dăm voie să iei un cățel. Din momentul ăla, vă spun, totul s-a schimbat. Am început cu, am fost unul dintre membrii fondatori ai Clubului Fidelius, Clubul Câinilor Utilitari. Din anii 1985, atunci 86, după care adevărat am făcut o pauză din cauza profesiei. După ce am revenit în Deva, acum 20 de ani, am reînceput, ca să spun, activitatea chinologică. Și între timp am încercat să reorganizăm și asociația chinologică, pentru că a fost o pauză care... Și sper că totul a ieșit bine, având în vedere și expoziția organizată. În Deva nu s-au organizat expoziții din 2017, cred că, iar în județul Hunedoara din 2019, la Simeria. Sper, simt că ce am organizat noi și ce am reușit să facem a fost un succes. Deci toate semnalele au fost foarte, foarte pozitive. Ajungem și la eveniment. Dar până la eveniment, Dacian, eu vreau să-mi povestești de unde dragostea pentru animale, așa, pentru căței. Care a fost primul tău cățel când ai fost copil? Sau? Wow! Cred că dragostea pentru animale vine din copilărie și mi-aduc aminte acum. Așa. Și dacă nu greșesc, cred că am mai spus într-o emisiune chiar la tine, acum vreo 4 ani. Da, la Super Dimineața. Da. Când mergeam la școală și găseam căței pe stradă, puiuții, băgam în ghiozdan și duceam acasă. Și atunci începea terapia în familie. Mama să-l păstrez, tata nu. Și îl țineam pe terasă, la Severin, până la un moment dat, când ajungea după aia la Calafat, la curte. Dar nu numai căței. Și pisici, tot ce găseam, deci nu era, adunam. Și cred că așa a început dragostea, dar mai mic fiind, aveam la casă, la Calafat, aveam tecăli. Și o recar, cum se spune. Da. Și aveam tecăli, Chimi și Rumba. Rumba fiind mama, era un tecăl maroniu, mai închis la culoare, eu și mi-aduc aminte din memorie de aia și fac pauzele respective, mai închis la culoare decât Piu. Iar apoi diversi căței care au apărut pe parcurs. Dragostea asta cred că s-a rădăcinat și îmi aduc aminte când m-am mutat la Băcia, înainte să-l iau pe Pongo, e în studio, în spate acolo, soția, și vreau să iau un cățel și în dimineața respectivă zic, mă, ne-am mutat la casă, trebuie să luăm un cățel. Într-adevăr, erau adorabili mici, puiuți de cane corso, frumoși foc, mici. Și atunci am zis, domnule, luăm un cățel la curte, condiția să rămână mic. Zic, dar cum să nu, de cane corso, luăm mic și rămâne mic. La momentul respectiv a acceptat ideea, pentru că a fost în curte mic cât de mare. Și crescând, i-a fost foarte frică de el și de mic. Ne era puiuț. Apoi s-a obișnuit, dar a rămas cu tracul acesta, inclusiv și acum, și conviețuiește cu un puiuț de presa canariu, care are înălțime la grabă în 70 cm. Cred că de acolo vine dragostea și mai ales că a fost inspirată din familie, în sensul că la noi în familie nu era o problemă în sensul de a exista violență în mediul familial sau mai ales violență asupra animalelor. Și tot timpul atunci când mergeam pe stradă și vedeam un cățel, mi-aduc aminte, părinții mei se întorceau, nu erau trenul acesta cu mașinile, trebuie să ai 2-3 mașini pe familie, tot timpul aveau mâncare și dădeau mâncare la căței. Aceleași lucruri l-am făcut și eu acolo unde lucram și când am lucrat la Universitatea din Petroșani și când am lucrat la Primăria Simeria, în cazul în care vedeam un cățel pe stradă,
pe lângă faptul că încercam la hipermarketuri respective, erau deschise dimineața, să cumpăr mâncare pentru ei, dar încercam să găsesc și o familie care să-l adopte printre prietenii mei și aveam câțiva prieteni care erau abonați, știau când îi sunam, ai găsit iar un cățel? Și eram mai mulți prieteni. Deci a deschis ușa la studio, fraților. Deci păcat că nu avem o cameră mobilă, să vedeți. E de-a dreptul minunat. Efectiv a deschis. Așa dat seama pe unde a intrat. El știe pe unde să iese. E total piu. Dar... Și asta, povestind, am făcut lucrurile astea și mi-a rămas înrădăcinat și mai ales pentru că este o dragoste necondiționată. Cât ai fi de trist, cât ai fi de supărat, momentul când îi vezi fața și ceea ce face, ca și acum în timp ce eu vorbeam, el a deschis-o să plece aici, sunt sătul de tine, vreau să plec, nu mai cât mai suport. Cred că demonstrează faptul că este foarte important să avem un cățel și copiii să aibă un cățel de lângă el, pentru că asta încerc să fac cu fiul meu, plecând de la socializare, îl ajută foarte mult, plecând de la deschiderea, vorbește mult mai mult, faptul că înțelegi, empatizează mult mai mult cu orice animal, nu numai cu căței, dar asta este meritul Piu și meritul mediului în care trăiește. Și știu că sunt multe familii cărora nu le plac animalele, cărora nu acceptă a conviețui cu un cățel, eu aș recomand lucrul ăsta pentru dezvoltarea într-o societate normală și m-a deranjat, recunosc, când am mers la mall-ul vechi, când am intrat și nu ai voie să intri cu cățelul. Nu știu ce trebuie făcut, am și rugat pe Mihai să ne interesăm, să vedem dacă se poate face ceva ca într-o Românie normală, atâta timp cât cățelul are toate vaccinurile și are toate documentele necesare, să putem să dăm această, pentru că în țările dezvoltate, asta povestea și cu Mihai, din contră, instituțiile sau instituțiile private dau posibilitatea unde cățelul să bea apă și chiar au mâncare. La orice magazin te duci la intrare, este bolul cu mâncare, bolul cu apă. La metru de afară. Se știe deja că da, monopoluri, da, vorba lui Rossi. Nu au boluri. Da, a, nu au boluri, da. Venim cu bolul. Venim, da. Eu am fost plecată din țară, așa cum știți, am lucrat în Davos, într-o multinațională, un hotel de 5 stele, unde căței erau tratați, da, orice animal, pentru că acolo am văzut și pisici de companie, erau tratați într-un fel anume. Adică vreau să-ți spun că iubitorii de animale, la un alt nivel și financiar, bineînțeles, își le închiriau o cameră și separat, în care erau doi căței și un îngrijitor care locuia acolo. Într-o zi o să caut printre scrisori, să vedeți o scrisoare scrisă de Peter și stăpânul lui, în care mulțumeau. Un câine mi-a rămas în minte, adus din Franța, foarte mic, pe pandemie, era foarte stresat și se pare că am fost prima persoană cu care a comunicat. Arăta ca un lup, ca un câine lup. Acum, acolo eu am văzut sâmbătă 150.000 de rase și de modele, câine lup de turmă, cu păr lung, cu păr râng, m-am pierdut, dragii mei, și am inventat în mintea mea niște rase proprii. Așa, de la Akita la Makita și tot felul de... Da, nu că trebuie. Salutăm pe Robi pe această cale, sper să se uite la emisiune. Și el e complice la această emisiune. Și mai am între prieteni iubitori de animale, îi salutăm pe Simona Clenciu de la Orăștie, ei depun eforturi fantastice în a proteja aceste suflete. Eu cred că ei s-ar simți jigniți, vorbim la necuvântători, știi, ne certăm și spunem animalule. Cred că necuvântătorii s-ar supăra și s-ar simți jigniți, pentru că animalele sunt mult mai, nu știu, poate greșesc. Asta e principala calitate a lor, ei nu se supără. Ei nu se supără. Super, da. Nu se simt jigniți, să știți. Eu v-aș contrazice. Fostul meu soț, Sorin, e iubitor de animale.
la fel cum tu povesteai, doar că el crescuse, știi? El om normal și mi-aducea toate animăluțele la orășteara de jos. La un moment dat aveam o adevărată crescătorie, dar la un moment dat am locuit în Orăștie, într-o garsonieră, și mi-a adus, vorba ta, un dalmațian care era foarte drăguț, mic. Cei care mă cunosc, vă aduceți aminte de Ares. A fost vedetă într-un cartier, pentru că, într-adevăr, era extrem de pașnic. Și a tot crescut, și a tot crescut și a rămas. Garsoniera mică la un moment dat, dragul de el, pentru că n-am știut când mi l-a adus acasă că era dintr-un... Tatălui era campion de talie înaltă, ceva, de genul din Pricaz. Acolo o domnișoară se ocupă cu așa ceva. Uite un dalmațian și singurul pe care l-am văzut sâmbătă. Din păcate, chiar... sunt tot mai puțini. Dar de ce? Chiar vreau să vă întreb. Cândva, în, nu știu, acum 20-30 de ani, undeva era plin de dalmațian, vedeți-mă, pe stradă. Cruel așa a făcut geacă? Na, nu s-a mai difuzat, cred că... Da, 101 dalmațieni. Da, eu am o întrebare apropo că ai conviețuit cu un dalmațian. Da. După ce se scutură, se combină culorile? Nu. Bun, deci am lămurit și asta, că aveam o întrebare dacă se combină negru cu alb. Ares e, trăiește încă, e la o, femeie, o familie din Alba Iulia, e rege la niște domni medici, așa, la Alba. Tot încerc să-mi aduc aminte numele, dar cum eu am o problemă, nu-mi iese de nicio culoare. Un dog german pe care e la Beriu și un lup care din păcate a trecut dincolo, dintr-o mușcătură de cal. S-a bătut cu un armăsar. Dar de acolo o adevărată poveste. Așa că, da, cunosc, am avut aproape, să spunem așa, în familie, un iubitor de animale care, vrei nu vrei, te trezeai acasă cu doamna pe pisica noastră care era stăpână. Și asta spuneam, niciodată nu ești stăpânul animalelor. Ei sunt stăpânii noștri. Eu așa consider. Cei care iubesc animalele știu asta, sunt conduși de spiritul lor. Eu așa zic, așa cred, nu știu. Apropo de chestia cu pisica, și eu am acasă o pisică. Pisică? Dar a venit de la un vecin și fiul meu, ca și mine, a moștenit genetic, adună. Adună. Da. Adună. Și dacă pe piu îl cheamă piu de la puiu, pe pisică o cheamă pisizoi, că a venit de la vecinul Zoli. Pisizoi. Da, a venit de la vecinul Zoli. Și atunci a rămas pisica cu numele de pisizoi și piu. Referitor la evenimentul de sâmbătă, din punctul nostru de vedere, cred că a fost reușită, ținând seama că nu s-a mai ținut din 2017 la Deva și din 2019 la Simeri, adică în 2018 și 2019 s-a ținut la Simeri și atunci administrația de la momentul respectiv a ajutat să țină acolo și cred că a fost și atunci o reușită. Chiar am găsit pozele aseară. Da, n-am salvat încă poze, n-am trimis poza la Rosi, să știu. Da, încă eram aproape de, când era Robi, așa m-am prietenit cu Robi, cu Florin, și cu Alina, da, Alina, când la momentul respectiv vorbeam la telefon, când m-au pus într-o situație în care câștigătorii premiului a fost un televizor la momentul respectiv, a vrut să-l doneze la o familie din Simeria și într-o duminică a trebuit să găsim cui să-l dăm. Și m-au sunat și am căutat cui să donăm televizorul și până la urmă am rezolvat, am alertat pe toată lumea să găsim cine ar fi din punctul lor de vedere cel mai meritos, adică ar avea nevoie de acel televizor și am găsit o soluție. Atât Robi, cât și Alina, cât și Florin și toți, Alin Nuț sau Amigo cum, și alți prieteni care uite au fost. Uite poza, da, asta a fost în 2019, înainte de pandemie, îl vedem acolo pe Robi în poza alături de Dacian. Da, se vede că atât eu cât și Robi arătam și eram mult mai slăbuți, așa, arătam mai bine. Petrică Munteanu, da. Îl vedem și pe Emil. Petrică Munteanu este nostru din Deva, așa. Să spunem, este din Deva, este vicepreședintele Asociației Chinologice Române și unul dintre cei mai mari și mai buni arbitri all-round din la noi din România. Și iubitor de techel, corect. Da, da, hai să... Mulțumim, Rosi. E un fel de șorecar, nu? Da, mai acolo de... Emil, ca să povesteam, bună dimineața. Așa, Emil, bună mai dimineața. Este Adelin, bună Adelin, dimineața. Da. Marius, doctor iarăși. Zandelcu. Da, Marius Zandelcu, acolo, bună dimineața. Și o parte din oamenii care au făcut evenimentul 2019 să poată să aibă loc.
Deci a dat o vadă, ca și acum în 2024, administrația alături de iubitorii de animale au pus la un loc toate ideile și a ieșit Hunedoara Dog Show 2019. Chiar am vrea să mulțumim administrației publice locale și câteva instituții care chiar ne-au sprijinit și au fost și înțelegători față de noi. Corect, mai ales când cei de la Poliția Animalelor și salutăm pe această cale dimineața, au venit foarte mulți și la un moment dat toată lumea trebuia ce-i cu alta poliție. Și, dar a fost o acțiune de bun augur pentru că, prin rândul căscătorilor, au stat de vorbă cu cei organele reabilitate, cu Poliția Animalelor și s-a văzut că Poliția Animalelor nu numai salvează căței în momente grele ale lor de la oameni din curți, ci au fost și alături de crescători și au putut să schimbe numere de telefon, să țină legăturile pe parcurs. Asta e un lucru foarte important, că județul Hunedoara, prin Hunedoara Dog Show, a dat dovadă de îmbinare a asociații câinologice, odată ca și organizator, și toate autoritățile sunt aproape, da, cu sticla, mă joc, sticla, da. Da, nu da. Fac reclamă. Da. Da. Și, nu, da, în caz de Piu vrea să joace cu ceva și s-a auzit foarte tare. Vrei să-l provoci? Da, atunci e bine că ai pus acolo. Și toate autoritățile la care am apelat, eu cred că au răspuns favorabil și au dat dovadă de îmbinarea tuturor pentru a avea acest rezultat. De ce spun asta? Nu numai prin numărul de participare și a numărul de înscrieri, cât numărul prezenților celor care s-au prindat pe acolo a arătat că a fost un eveniment de reînceput, de succes. Păi dacă în 2024 a fost așa, abia așteptăm evenimentul în 2025. Dar avem, noroc că avem timp un an de zile să ne odihnim. Da. eu de 3 zile nu reușesc să revin. Eu am plecat destul de vreme, nu ne-am mai întâlnit, am și stat pentru că au fost prietenii mei acolo, Florin, Nicoleta, Robi, am stat cu ei, salut, și pe fete, o adevărată gașcă, am mâncat și foarte bine, că așa e când te duci la prieteni, prietenii îți pun masa. Dragii mei, pozele sunt, parte din poze sunt făcute de Cristian Răsiga, l-am cunoscut datorită lui Amigo, îl salutăm pe Cristian, ne-am întâlnit aici la o cafea înainte de show cu câteva zile. Uite și Sergiu Stănescu, bună dimineața. Sergiu, bună dimineața, Lavinia și ei iubitori de animale și de cafea bună. De-abia apuc să ne vedem. Acum am să aminte Sergiu, scuze. Da, ți-a aminte de Sergiu? Păi nu, dar nu știam care e Sergiu, știam numele. După am realizat Sergiu Stănescu din Simeria. Da. Da, din Simeria. Anostru. Da. A noștri, simerienii noștri. Corect, simerienii, da. Vreau să spun, Rosi, dă-te rog, dacă se poate, înapoi puțin. Mă uit cu drag la poze, nu le-am văzut deloc, nu. Mai și aici, atâta de mult de deci, nu pot să mă dezvitesc. Ce rasă e această domnișoară? E clar că e o domnișoară. Este, nici eu nu știu toate rasele. Sunt peste 350 de rase, deci gândiți-vă. Superbă. Sunt exemplare care noi undeva nu sunt. Sau le-am văzut poate la într-un album. Sau, Ia uitați-vă. Yorkshire Terrier. Deci sunt superbi. Eu i-am văzut live sâmbătă. Deci, da, și fotografiile sunt superbe. Da. Modul cum expune. Făcute de Cristi da. Făcute. Foarte frumoase, Fox terrier, asta știu și eu, mai știe și blonda vreo câteva rase, povestim, Dar acum apare, pomeranianul pare extrem de mare, în fotografie. Da, dar el e mic. Dar în realitate un buzunar mare e destul. Da. Deci, nu, dar e foarte frumos. Ce rasă e? Aceeași pomeranian. Da? Da. Da, nu, sunt foarte frumoși. Aș vrea să revin un pic și să spun... Ceea ce a fost deosebit la acest eveniment este că s-au pus la masă... Hai să o luăm cu începutul. Așa, aici s-au pus la masă diversi oameni care au mai fost implicați în organizări de evenimente sau nu, dar iubitori de animale și care ne-am respectat între ei. Și asta am apreciat că Mihai ne-a pus la masă. Mihai. Da, Mihai. Hai să începem așa cu începutul. El ne-a pus la masă la momentul respectiv. Da, se gata emisiunea până începem. Da. Dar Mihai ne-a pus la masă pe toți, așa am reușit și eu să-mi aduc aminte de prieteni vechi, printre care Amigo, printre care Robert Culcea de lângă Simeria și alții și alții și alții care am interacționat de-a lungul timpului, dar nu am comunicat atât de mult. Se pare că 2024 este un punct de referință prin care renaște ACHD-ul cu Mihai și Mihai, Alina, Robi și toți care suntem acolo, suntem un nucleu care ne dorim ca alături de noi să vină cât mai mulți membri și iubitori de animale.
Nu, ideea e de a face o echipă, de a strânge și mai mulți oameni. Poate noi nu suntem suficient de buni, poate vor veni cineva mai bun ca noi, care să ducă mișcarea chinologică, ar fi nemaipomenit. Eu am spus întotdeauna. Deci, nu pot să-mi remarc și cer scuze telespectatorilor treaba asta. Chiar îmi cer mii de scuze și mi-am propus să nu vorbesc niciodată. Nu o să vedeți vorba asta niciodată în politică. A. Să vină lângă noi oameni mai buni. Foarte puțin. Deci ce a spus Mihai acum, chiar n-am putut să nu fac remarca asta. Dragii mei, eu nu le-am dat sorți de izbândă, particip la organizarea indirectă a evenimentului pentru că prin prietenia mea cu Amigo și cu Robi și cu Florin și cu Nicoleta am tot auzit, tot auzeam, vrem să facem. Eu nu v-am dat mare sorți de izbândă, cumva m-au cooptat și am participat la tot felul de discuții dintre voi, mi-am dat seama că la un moment dat v-ați unit așa foarte cumva. Nu știu, avem niște poze când am făcut o poză de grup. Dar cred că le-am trimis. Le avem. Cred că eram toți curioși să vedem cum a ieșit. Deci, da. De la, nu, asta fost... e poza de seara. Asta e cremă. Vezi de mulți oameni am strâns. Deci nu, nici mie nu mi-a venit să cred. Deci toți au zis vin. Și au zis jumătate nu vin. Dar am venit toți. Dar au venit mai mulți decât au spus. Dar încet am venit toți, până și eu, care nu sunt foarte... v-am lăsat când eu am plecat sâmbătă, decuplați curentul. Erați cu Florin. Da, se încerca strângerea a tot ce s-a întâmplat. Nu, a fost o atmosferă superbă de prietenie, de camaraderie. Ceva minunat. Sper să reușim să ținem echipa și să mergem și mai departe. Acum, dacă noi am avut undeva la 405 înscrieri, ca să zic eu așa, ăsta, pe cele două evenimente, sperăm că la anul să ajungem undeva pe la 600 și poate chiar o expoziție internațională să reușim să facem. Vrei să difuzăm poza asta? Sunt două poze care trebuie să vină consecutive. Ți-am trimis aseară poza din seara dinaintea evenimentului și seara de după. Da. E, după seara de după trebuie să pui și poza asta care ți-am trimis-o. Așa. E poza de care zicea Mihai. Când toți ne uitam pe telefon, mai și poza. După ce Amigo a postat poza și mi-a trimis-o, zice, Dacian, zice, postează-o tu și să ne etichetăm pe toți. Am făcut un selfie ca să arăt, uite cum s-a uitat toți la telefon, să vadă, e bună poza. Da, uitați-o, după ce Amigo. Uita, cum e poza. Dragii mei, la început ați fost, eu mi-aduc aminte, în primele zile nu aveați foarte mulți înscriși, colega mea Petronela Tămaș a făcut acea știre, nu ne așteptam la o participare atât de masivă, aveați undeva până la 100 de înscriși la momentul acela, era cu câteva zile înainte de final, ați ajuns la 219 înscriși în concurs. Hai, din câte părți ale țării și din străinătate? Pe repede înainte. Înainte de a spune din toate părțile, aici să știți că atât meritul mediatizării online și cât și prin televiziuni, dar este și meritul membrilor ACHD, adică din Hunedoara, care s-au interesat și și-au chemat prieteni și au popularizat prin viu grai lucrul acesta și așa au reușit să adune oamenii. Pentru că noi speram să fie undeva la 150, dar atât Alina, cât Mihai, cât Robi, cât eu și cât alții. Și aici meritul diferă în funcție de implicarea fiecăruia, n-are rost să discutăm lucrul ăsta. A reușit să crească numărul de participanți. Și asta înseamnă un colectiv unit, o echipă. Pur și simplu fiecare și are rolul și rostul lui în echipa ACHD Hunedoara. Și a fost ideea că fiecare a făcut ceva. Nu a existat un șef. Ceva. Aici este foarte important. Nu a existat cineva să... Cine e șeful? Să nu fie frică de cineva. Da, a existat un lider, că mereu aia, altă echipă poveste. Are nevoie șef, nu. De un lider. Șef, nu. N-a fost șef, dar a fost lider. Liderul nostru, atât în acte, cât și în realitate, Mihai. Deci, Mihai. Da, asta că el râde acum, că nu știu cum, dar așa este. Adică... Nu, am avut ajutor, deci nu, încă o dată, nu. De unul singur nu reușeam. Mi-a fost frică că voi rămâne singur la un moment dat. Înainte să începem, toate variantele în mintea mea s-au învârtit, dar nu, tot rămas, nu fost deloc, acolo. Eu am rămas impresionat de
spiritul de camaraderie, de camaraderie. Trebuie să înțelegem că la ACHD atât iubitori cât și dresori care știu, deci cine vine către noi are posibilitatea să întâlnească oameni care știu ceea ce înseamnă în educația unui cățel, nu numai din povești, care sunt dresori atestați și n-are rost să îi enumerăm, poate facem o altă emisiune și putem să facem emisiune cu căței, cu dresori și cu orice, pentru că ACHD a renăscut și veți vedea pe parcurs de acum încolo. Văd și pe Marius Medrea acolo, pe Roland Medrea și nu l-am văzut sâmbătă, ne vedem la televizor, ne vedem pe Facebook, dar sâmbătă nu ascund, Ioana, că după ziua de sâmbătă și duminică au început telefon, dar sunt multe persoane pe care n-am avut timp să le văd. Pentru că fiind în organizare, e nevoie de orice atunci și toți am pus mâna. Știți ce s-a întâmplat? Un impact superb, zeci de mesaje, vreau să mă înscriu în asociație. Ce condiții trebuie să îndeplinesc? A fost un lucru bun că îi aducem pe oameni la un loc și le dăm o îndrumare. Cum trebuie să crească un câine, cum trebuie să arate un câine. Răspundem la apelurile pentru legat de vreau să-mi cumpăr un câine. Trebuie să știi aia, trebuie să știi aia. Și poate putem face misiuni pe viitor ceea ce înseamnă acest lucru, în sensul că ce se ocupă în realitatea ACHD și cu fiecare membru pe rolul lui de activitate să putem să expunem ca să vadă populația județului Hunedoara că există ACHD și că suntem doritori să absorbim cât mai mulți membri și să educăm chiar de mici o anumite persoane. Aici cu San Bernardu am fost impresionată de foarte multe lucruri. Puștoaica e de-a dreptul minunată. Rosia, ai putea să dai cameră în platou, că ia uite-te ce ne jucăm aici, să se vadă. A venit pur și simplu să salute, e de-a dreptul minunat. Puștoaica cu San Bernardu a fost ceva ce pe mine m-a uimit. Am văzut copii. Ciobănesc elvețian. Așa. Uitați-vă ce joacă avem noi aici în platou. Cum adică nu-l bagă nimeni în seamă. Ce m-a impresionat sâmbătă, în mod deosebit, pe lângă organizare, pe lângă voi, pe lângă prietenie, pe lângă partea pașnică, eu nu am văzut doi căței, deci Rosie râd de la poze și mă face și pe mine să râd. Rosie, i-am văzut live, adică sunt totali. Prietenia copiilor, copiii care nu doar că erau lângă căței, că așa e, i-am văzut în partea aceea de concurs junior, da, unde copiii erau principalii concurenți. Pentru că a fost o parte pe care eu am văzut-o acolo, unde chiar de aici, cred că aici nu era arbitru, nu puncta animalul, puncta este o probă handlerul. Handlerul este proba. Este o probă pentru copii. Deci pentru copii specială, pentru copii. Asta vreau să înțeleagă cei de acasă. Noroc cu pozele, pentru că mi-am adus aminte un lucru. Așa. Și câștigat la și fără de care evenimentul nu putea avea loc. E vorba de sponsor. Văzând acolo, și îmi permit lucrul ăsta, era vorba de Farmina, era vorba de Avi Străinii, este vorba de Andivet, este vorba de restaurantul Perla. Și alții care au fost alături de noi, partenerii media, sunt foarte importanți, printre care Hunedoara 1 TV, pentru că ne-au ajutat atât cu spoturi, cât și acum că suntem prezenți. Putem să spunem Big FM, Marius Dragomir. Da, e vii să dau alți parteneri, pentru că nu ar fi fair play. Iarăși HD365, dacă tot, ca să sunt televiziuni care au fost... Și încerc scuze dacă am uitat vreo televiziune care sunt, dar emoțiile și mai ales că m-am chinuit cu Piu până să ajungem, am greșit locațiile. Parteneri fără de care evenimentul nu avea loc. Și ba mai mult, am văzut după acest eveniment, am primit telefoane că sunt doritori care vor să implice în evenimentul de anul viitor. De-aia am și scris acolo la mesaj, de-abia aștept să ne revedem în 2025, pentru că va fi un eveniment mult mai frumos. Noi am discutat și înainte de eveniment cum să facem emisiunea înainte sau după, dar pentru că a fost atât de vizibil înainte, eu mi-am dorit, a fost alegerea mea, să venim după eveniment în platou și să putem povesti, pentru că, în general, toată lumea pune baza pe promovarea unui eveniment înainte și după ce s-a întâmplat evenimentul, dispărăm cu toții în ceață până la următorul eveniment. Mie mi-ar place ca noi, presa, colegii mei și în Facebook și pe toate rețelele de socializare, TikTok,
Insta, nu știu, peste tot să putem să arătăm oamenilor ce s-a întâmplat la un astfel de eveniment, să trezim regretul în cei de acasă, de dincolo, de device-uri și de televizoare. Oare de ce n-am fost și eu sâmbătă la stadion? Că poate la anul o să veniți alături de noi. Da, și asta mai ales asta vreau să zic, o demonstrație foarte faină, sunt îmbrăcați polițai, am văzut. Dar oare am trimis și filmarea cu manșonul? Nu știu ce ai mai trimis, că mi-ai trimis mult. După ce... mai avem un video la... Cu mâine, că atunci când prinde... Nu avem aia, nu avem, nu. Am omis. Este o problemă de disciplină efectivă aici făcută de un grup de iubitori, de crescători de câini, care se ocupă și cu dresajul. Sunt partea de socializare și de dresaj, este foarte grea. Îi îndrumăm pe cei care doresc să iei legătura cu noi, să poată realiza cu căței lor și ei așa ceva. Și este super important. Sunt câțiva băieți de nota 10 care se ocupă numai cu dresajul canin. Și care au și rezultate, să știți. Și cred că asta e grupa lui Cătălin, așa-i? Da. Cătălin Silivestru, de-aia povesteam în ACHD, sunt dresori Alin Marian. Cătălin Silivestru, Robil Curciar, Alin Nuț, Amigo, ca să și alții... Gicu Bercea. Da, și alții, Viriland. Sunt alții care, de notoritate, Viriland, și care pot da îndrumări fiecărui membru sau cine își dorește să aibă aceste informații de la CHD. Și un exemplu concret. Vă spunem, sunt niște reguli foarte stricte legate de reproducția câinilor de rasă. De câteva luni de zile, sunt niște probe de socializare care trebuie trecute de căței pentru a avea acest drept de reproducție. Deci, noi îndrumăm pe oameni și vrem... Sper pe la sfârșitul lui să pot organiza o probă, un examen de muncă, un examen de socializare, un test de socializare, astfel încât căței care trec această probă să poată beneficia de toate prevederile regulamentare privind creșterea și reproducția. Eu ce înțeleg, dragii mei, din toată povestea asta, că eu așa fac, trag concluzia până la final, dacă vreți să achiziționați un cățel de rasă, nu trebuie să fiți speriați. Știți că e teama aia. Îmi iau un cățel, ce fac cu el, cum îl cresc, cum îl educ. Rosi îți face Dacian semn. M-a chinuit să-l țin aici lângă mine. Da. Mi se potrivește acea rasă. Da, mulți doresc aia aparatul atunci pe moment. Da. Vreau aia pentru că am văzut și la vecină și la prietenul și la nu știu ce. Dar oare cunosc despre ce e vorba? Rasa aia cum se comportă? Stă bine în casă, îi place afară, vrea mai multă mișcare. Eu sunt un om activ sau un om mai puțin activ? Am copii, sunt rase care nu se potrivesc la o familie cu copii, de exemplu. Sunt și în funcție de caracterul copiilor, pentru că îi trage de urechi, cățelul se supără, poate de fi supărăcios. Depinde, deci ideea e altă. Foarte mult socializare. Exact. Pentru că eu spun ce fac eu și ce am pățit. Cât am avut canecorsul și acum presa canarii, toată lumea, domnule, ai copil mic, ce se poate întâmpla? Se vede că el e foarte agresiv aici, a distrus tot studioul, pe toată lumea mușcă. N-a distrus nimic, e o dulce de cățel, uite, mai dăm niște apă. Da, Rosi, acum poți să filmezi cum în studio o să fie lac. Hai, deci e mult mai simplu. Hai, Piu. Se vede că te simți agresiv și acum o atacă pe Ioana, vându-i toată apa. Da. Ideea e că dacă îmi dă și o spălătură pe față, îmi șterge fondul de ten. Deci asta vreau să vă arăt. E extrem de cuminte, dragii mei. Noi n-am reușit să interacționăm. Când el a venit, eu deja eram în scaun, cablată de Rosi. Mai avem 5 minute. 5 minute, da, uite, dacă tot e vorba de Piu. Deci, dragii mei, cam asta înseamnă să fie agresiv. Da, 5 minute, da. În 5 minute m-am mâncat. Da. Ne uităm pe... cam asta am vrut să vă arăt. E de o cumințenie și de o bunătate rar întâlnită și dacă se ridică în două picioare e mai înalt decât mine. Noi ne-am jucat și sâmbătă, nu cu el. Cu el e prima dată când mă întâlnesc, dar acolo m-am simțit în siguranță. Niciun cățel nu m-a mușcat, niciun cățel nu m-a certat. Am rămas la ideea următoare.
vreți să achiziționați un cățel pentru cineva din familie, avem aici iubitori de animale, mergeți la asociație, cereți păreri, nu sunteți singuri, puteți să le educați, pentru că acești oameni vă pot îndruma ce înseamnă să aduci un cățel în familie. Se cam termină emisiunea, dragii mei, așa că pe repede înainte, un cuvânt de final. Ce ați vrea să transmiteți iubitorilor de animale? Ce ați vrea să transmiteți celorlalți oameni care încă stau pe gânduri, așa? În primul rând vreau să mulțumesc membrilor asociației, încă o dată vreau să mulțumesc pentru efortul care ne-au sprijinit să facem acest eveniment, încă o dată autorităților locale, sponsorilor și nu am decât să vă spun, aveți nevoie de un sfat, de o părere, contactați-ne, inclusiv legat de problema câinilor periculoși, facem evaluări și îi ajutăm pe oameni să intre în legalitate legat de acest aspect. Mai sunt foarte multe lucruri. Eu nu sunt un om vorbăreț. Nu sunt un om vorbăreț și nu-mi place să vorbesc așa cum. Unde vă găsește lumea? Avem site-ul nostru, pagina de Facebook, acolo sunt datele noastre, adresă, număr de telefon, tot poți să ne contacteze. Zi! Așa cum Mihai a mulțumit, da, se vede ce urechi frumoase are, da. Așa cum Mihai a mulțumit autorităților și tuturor partenerilor implicați, aș vrea să mă mulțumesc unei persoane, lui Alin Muntean, cel care, de crescătorul de la care am luat pe Piu și tocmai pe această cale și salut, pentru că a luat un exemplar foarte frumos și foarte docil, sociabil, nu am crezut la momentul respectiv când l-am luat că așa va fi și mulțumesc. Trebuie mulțumit tuturor care s-au implicat și vă asigurăm că vom face tot ce ține de noi ca ACHD să fie mult mai mare, mult mai implicat în societate, începând după acest eveniment, și aici mă refer la diferite poziții referitoare la drepturile animalelor cu și fără stăpân, chiar dacă ne cheamă pentru cu căței cu stăpân. E foarte important să fim implicați în societate și vom încerca să aplicăm inclusiv la diverse proiecte și fonduri. Lupiu este sete și dacă n-a apucat să bea apă, oricum sper că vecinii voștri de sub să nu se supere când auge apa la ei. Nu se supără nimeni. Când e vorba de asemenea... Asta e viața cu cățel, Ioana. Asta e viața cu cățel, adică... A fost cel mai tare matinal din câte am făcut până acum. Te iubesc. Da. Dragii mei, asta înseamnă să ai suflet. Asta înseamnă să ai suflet curat și aici mă refer la Piu. Vă mulțumesc. Îți mulțumesc, Dacian, pentru efortul făcut. Îi mulțumesc lui Piu pentru că l-am chinuit un pic, a trebuit să stea aici cu minte. O să fii lăsat în libertate. Îi mulțumesc soției tale. Mulțumim, Alexandra, că ai venit alături de noi. Mulțumesc pentru tot ce faceți, pentru aceste suflete curate, frumoase și libere, dragii mei, pentru că ei sunt liberi. Tot despre libertate vom vorbi și mâine dimineață. Tot despre libertate sufletească vom vorbi cu niște tineri frumoși. Vin de la liceul agricol de la Gioagiu, Alexandru Borza. Mâine dimineață vom avea trei frumoși, trei tineri implicați care ne vor povesti ce vor să schimbe în lumea asta, ce vor să schimbe la Gioagiu, ce își doresc să facă cu viața lor pe viitor. Până mâine dimineață eu pot să spun simplu, vă iubesc și nu mi-au la revedere decât înainte de a-i spune domnului Mihai Adam ce m-a impresionat sâmbătă. Ultimul cuvânt pe care l-am auzit când am plecat de acolo a fost mulțumesc. Asta mi-a spus Mihai Adam când ne-am despărțit. Eu vă felicit. Și aici eu vă spun exact ce am primit. Un mulțumesc din tot sufletul. Eu vă mulțumesc că sunteți alături de noi și nu uitați, vă iubesc!